Diferența între populație și popor este următoarea. În timpul Revoluției, poporul era pe stradă sau plângea în garsoniere și în casele lor de ceea ce se întâmplă și populația era la coadă, la mii dezghițați. Poporul era dus la morgă, tineri împușcați și ăștia se înghesuiau la portocale. Ăștia sunt votangii de astăzi, adică păstrăvările de vot care le au ăștia acum. Pe carc. Poporul dă temperatura, noi dăm medicamentul. Cu niște oameni care nu au cunoștințe politice, care nu au reflex cu niște foști pușcăriași.